Iată că s-a terminat și nenorocitul de event, zis și Winter Event, și după cum vedeți, am luat frumusețea, minunăția asta de avion care se numește Tornado IDS. Este un striker, naval striker, de fapt ăsta a fost, am înțeles, o variantă naval. După ce făceai task-urile să-ți iei avionul, mai jucai pentru un task și îți luai și acest minunat. Nu știu dacă e minunat, e un pic cam prea mult, e un pic cam colorat. Îți luai și acest skin. În principiu, Tornado e un avion bun. Este echipat cu două rachete AIM-9L, care își face treaba destul de bine, care își fac treaba de fapt destul de bine. Și mai are aceste rachete AS-34, care teoretic sunt navale. Doar că, din câte am înțeles, nu sunt pentru nave sau ceva de genul. Și acum nu prea am înțeles că au nerfuit un pic radarul să nu mai facă loc pe ground target. Și nu știu, chiar sunt curios să vedem. Hai noroc, brașoveanule, hai noroc, sexy mama, wave-ule, să rămână Paul, să rămână Fufu, salutare. Bine ați venit, dragilor. Apropo, stați așa să dau drumul și la YouTube. Îmi place avionul, trebuie să joci un pic fricos cu el, nu este să te bagi în mijlocul bătăliei, dar își face treaba. Sorin Nilsson, hai noroc, salutare. Își face treaba, e ok, puternic, nu prea e manevrabil, dar până la urmă. MCB-ul, salutare tuturor, hai noroc! Salutare, dragilor, bine ați venit, bine că ați revenit. Astăzi este duminică și bineînțeles că nu e nici că mor Thunder. Ce să vă mai zic de avionul ăsta? Îmi place. Per total îmi place, mai am un pic și îl researchez și pe ăsta tot. AS-34, acum nu știu, din câte am înțeles, s-a făcut acum un update, sau mă rog, în ultimul update i-a la nerfuit. Achiziție nouă, bineînțeles. Ia să vedem de curiozitate. Da, este avionul de la Event, eventul de iarnă, care tocmai s-a terminat. Și vreau să văd, i-am dat să dați racheta navală pe un enemic care merge la bază și când aterizează îl omoară pe pistă. Nu știu, de asta vreau să-l încerc. Tot din bonul de masă? Nu, nu, nu! Nu, tata, ăsta chiar cu muncă. Nu mi l-a mai făcut cadou sexy mama. Nu, chiar muncă, fraților. Muncă, la fiecare două zile trebuia să faci un task. Trebuia să faci 40.000 de puncte cu avioanele. Chiar l-am jucat, chiar m-am săturat de avioane, dar să vă zic, per total, gear up, se închide foarte repede trenul de aterizare, ce îmi place. Astea pe exterior sunt countermeasures, autele, și ceafuri și astea flare-uri, sunt cam puține, băgați radarul în combat și dați rachete peste tot. Păi asta vreau să fac, dar modul de radar, văd că nu se schimbă decât distanța de măsurare. Ia să vedem, hai să încercăm. Cunoaște, muncă, muncă, exact. Alex Mapping, HD, să trăi, să trăi și tu, domnul Alex. Ce faci, domnul Alex? Îmi pare bine să te revăd. Vreau să văd dacă... Uite, nu... Am nerfuit astea, nu mai iau loc pe... Bine, mă bucur să aud. Înainte. Oh, ia stai, așa ceva? Nu. Asta e pentru rachetă. Nu mai dă loc pe ground target. Așa și stau și mă gândesc, oare la ce mi-ar folosi mie rachetele astea dacă nu am vapoare în joc? Stau și mă întreb. Apropo, pentru cei care nu știți, cât suntem? Suntem 10 oameni pe live. Ce frumos e pe burtă, așa colorat. După cum vedeți, eu am dat drumul la radar să scaneze unde este această pătrățică, da? Unde scanează. Ba da, au bărci, mă rog. Ce am observat și mi-a zis Last Black-ul, dacă... Ia să vedem, avem un avion, da? Bun. Dacă dau loc cu sistemul ăsta de radar pe avion, cu racheta AIM-9L, pot să iau avionul chiar și de la 5 km. Adică, atunci când ai luat ținta în radar,
Racheta este mult mai precisă și mai activă la kilometri mai activă, dacă na. Este mult mai precisă la kilometri mai mari, da? Deci am pus 4 kilometri A9L. Deci 4 kilometri, da? Puneți radarul, deci cercul ăsta mare este asta, cum îi zice, zona de acțiune a radarului. I-am dat drumul 2 km și ceva, ia să vedem. Aurie distrait. Deci cu, se poate lua ținta cu M9L, dar dacă ai și radar loc, acest pătrățel, dacă l-ai loc pe țintă, e mult mai precisă și are range-ul mult mai mare. Încercați să dați rachetele navale și pe botul celălalt. Ia să vedem. Stai așa, că dăm acum. Ia să vedem. Neața domn Paul Maximus, hai noroc, salutare dragilor. Nu știu de ce nu se mai... Ia, și ați văzut asta la avioane? Ia, la motoare. Hots. Ia uite, hots. E un air brake, adică jetul de la motoare este împins către față și de-aia. Și fac așa. Uite, nu este loc, nu-i deloc pe ele, habar nu am de ce. Am mai făcut piftieri. Ce face? Ce să fac bine? Reverse thrust, așa îi spune, așa este, într-adevăr, Sorin. Uite, nu mai face radar. Și atunci ce fac eu cu rachetele astea? Foarte bine, îți mulțumesc de sfat. Reverse thrust. Le-am luat. Și dacă eu nu pot folosi rachetele alea, ce m-am amăsit să fac cu ele? Zic și eu așa, întreb pentru prieteni. Mitraliera bună. Viteză bună, flare, chaff, după cum vedeți nu le dă în aceeași direcție, le dă un pic turbate. Și ce mă nene, de ce dai rachetele turbate? Ca să zăpăcesc inamicul, domnul. Nu merge cu calculatorul. Și atunci cum fac, Alex? Cum setez rachetele? Păi noi și rachete pentru el, nu sunt și rachete așa că asemănătoare sau vegan, da. Păi bun, cum fac atunci? Cum se selectez asta? N-am ăsta, Paul, puteți folosi rachetele să atacați inamic, că ele merg pe radar. Păi da, nu știu cum să le setez. Vă întreb pe dumneavoastră. A, nu merge cu calculatorul, nu? Nu. Asta e ideea, că nu știu cum să fac. Motoare puneți pe radarul inamic pe space. A, după mai apăsați o dată start. Wow, stai un pic. Oievule, iau de la început, mâncați aici gura, dacă n-am înțeles. E o chestie, da, reverse thrust asta, da, într-adevăr, uite, hop, ca să împingă aerul în fața avion. Bun. Space. No bombs, zice. La space, da? Bun, hai să luăm altitudine mai sus, mai mare. Hai. Dar un pic acum, că dacă tot am început, hai să o brodim. Știi, m-a dezamăgit, tu puneți ținta și de două... Băi, ești nebun. Play for the loot, for the lamb, tornado, doamne ajută, mulțumesc, de pe. Deci trebuie să apăs space de două ori. Mă, dă mare. Asta mi s-a părut un pic dezamăgitor, zic, frate, am muncit să iau rachetele. Am muncit atât să iau rachetele și după aia să-mi dau seama că le-am nerfuit ăștia, you know? Bun, hai să vedem cum zice ăsta, micu. Trebuie să îl aveți neapărat pe radar, ceva. Bă, nu am, frate, nu am. Select weapon. Hai să selectez weapon. Uite, nu-mi dă radar. Uite, acum nici nu mai e de radar, ești nebun la cap. Uite. Și nu mai dă, uite, nu se selectează. M-am murit. Deschideți radarul și selectați avionul cu alea, că nu vi le dă. Păi asta spun, ăsta e singurul lucru. Uite, hai să ne ducem așa. Cum pot să-l dau? Nu știu dacă mă poate ajuta cineva.
Îți recomand Tornadorul normal, ăla rupe pe Google până ajung eu la ăla. Eu vreau să mă ajutați și vreau să găsim o soluție. Cum, Doamne iartă-mă, folosesc aceste rachete? Că astea teoretic sunt un AS-30 ca la Jaguar, numai că sunt AS-34 și au venit ei cu sistemul. Apropo, dacă îi dau pe avioane merge selectați. Eu am luat și avionul și taumul. Scrivăre, ai norocat, bravo. Mai avut timp și dispoziție. Vreau să vă zic că mă săturasem efectiv. Mă săturasem de... Uite, de avion. Cu ăsta știu că merge. Uite-l, așa mi-l dă. Și la un moment dat îi dau cumva selecție și uite, acum pot să trag. Uite-l. Dar pe avioane e foarte simplu. Bine, nu ajunge ținta până acolo. Dar pe avioane e mult mai simplu, da? I-am dat selectare. Eu cred că-i fac. Apropo, nu știu dacă ați aflat, dar am putut să repar modul. Cum adică? Uite, i-am dat selectare, loc, i-a dat loc și a plecat. Nu merge pe avioane, dar cam așa e sistemul. You know? La rachete nu pe asta. La rachete îi jupân. La rachete îi jupân. Foxconn. Modul cu echipaj în limba română. Ia uita. Cu radar loc pe el, deja l-am luat la 3 km. Pentru cei care nu știți, Alex Mapping a făcut un mod unde echipajul vorbește și în limba română. Luați legătura cu el, cum se downloadează, cum se face. Din câte știu, este, apropo, vedeți că și aici, în partea dreaptă, ai modul de lucru al rachetei. Se downloadează, este, din păcate, valabil doar pentru calculatoare. Așa că, Alex Mapping, bună treabă ai făcut, Google. Bravo ție. Băi, iubim toți War Thunder-ul, dar muncă ca a ta în folosul War Thunder-ului eu n-am văzut. Cel puțin în România. Bun, hai să încercăm să jucăm ceva. Încearcă să faci ca la Jaguar. Poate merge. Pe Jaguarul îi dai loc și îi dai crucișa, te bagă în ecranul ăla. Înțelegeți? Eu cred că îi bag, dacă mă înțelegeți pe mine. E, băi, bravo, Alex, bravo, chiar serios, fără niciun glumă. Un român care să plătească din banii lui să înregistreze, bă, asta înseamnă muncă, timp. Așa. Ba da, e ceva extrem pentru că, vă spun eu, bă, e muncă, tată, e muncă. Hai să jucăm un pic așa, că n-am mai jucat cu nemții la 11-0, dar nu mai știu eu. Pentru cei care doriți, aveți crew voice la naval, Alex, ia uite, opa, au început întrebările. Bă, 2-5, 2-6, le fai de capul meu. Sorry, dar nu? Și pentru cei care nu știți, și Alex are canal de YouTube. Poate într-o bună zi. Și o să vă rog să intrați și la el pe canal ca să devenim o comunitate mai puternică. Băi, n-am mai jucat cu asta. Te-au ajutat ăștia de la Gaijin cu ceva, Alex? Bună întrebare. Da, acum bună ziua și multă, multă sănătate. Voi aștepta cu mare plăcere și nerăbdare, bineînțeles. Cu ce să mă ajute, nu? Un bani, cu, nu știu, să-ți dea un skin, să-ți dea ceva. Dar nu că știi ce se întâmplă? Chestia asta nu e făcută prin Gaijin. Ăsta este un fișier pe care tu îl descarci în calculator și cam aia e. Mă, cum se vede pe live? E ok? Pe live-uți este ok, dragi prieteni. Am auzit că a scos pentru scurt timp locon pe țintele terestre. Exact, dar de ce l-au scos? Nu norociții pământului. Și ai plecat și te-ai dus, Paulica, dacă reușești să scapi în mare lucru. La nave încă este. La nave e altceva, da. Dar mi-ar plăcea să-l repun în joc. Dar mergem pe astea care sunt în Tech 3. Poate, dar devenea popular Gaijinul un pachet oficial. Exact, ar fi fost bine varianta asta, dar nu la Gaijin.
Pică, pică la col. Bă! Patru trebuia să fac, frate, și mă luați! Doamne, ce frustrare, mâncați! Și eram atât de concentrat pe bă, pur și simplu m-a durut degetul. Cristian Iman, salut, domnul Paul, ai loc? Mă, știi cât mai avem? Milisecundă, m-a durut degetul, parcă m-aș fi omorât singur, așa s-a simțit. Cum ați spus că pot pune premium pe orice tank? Îți pui talisman. Adică te duci în modification și în partea dreapta sus, dar acum nu mai sunt discounturi, în partea dreapta sus poți să-ți cumperi talisman. Acum este undeva la 2000, mă depinde și de tank, în jur de 2000, 1800, 2000. Și îți poți pune talisman. Dar e păcat să pui acum, trebuie să aștepți reducerile. Mă frânt. Pare că au ceva acolo. Am mai tăiat un pic de luminozitate. Sper să vadă mai bine. Nu cred. Ia uite-l. I-am dat la critical. M-a luat. S-a urcat pe noi, mă ducat. Tron, patron! O, oh, te rimane, ai noroc! Mâncare să dau și eu. Doi peleu. Hai să vedem ce peleu meu face ăsta. Peleu. Salut, boi, că ai noroc să trăiești. Hai să vorbesc un pic mai încet. 17 oameni pe live. După cum știți, am și o rugăminte la dumneavoastră. Primați și onorabil. Ați văzut skin-urile cu mic 29 sniper de pe ortan? Nu? Nu le-am văzut. Ia dă-ne și nouă mai multe detalii. Nu uitați să-mi dați și mie un like. Subscribe, ce vreți voi pe acolo. Credeți voi că nu mă mănâncă ăștia acum? Fac pariu că mă așteaptă undeva. N-ai cum, frate, am dat-o, nu i-a făcut nimic. Deci nu i-a făcut absolut nimic și el mi-a dat-o înșat. La revedere. Bă, sincer vă spun, jucând acum în ultima perioadă numai cu avioane, a devenit cam enervant pe tancuri, jur. Pe cam în anul meu, va cu acordul domnului Paul, bineînțeles. Bineînțeles, Google. Dar ia pune-l wave-ule și la noi aici, să vedem. Ia pune-l wave-ule și la noi aici. Ce să vedem aici cu skin-urile alea? Puteți să-mi arătați că n-am găsit? Gata? Ah! Îți arăt imediat. Wave-ule, uite, pentru că tot ești moderator pe aici, ia link-ul de la canalul lui Alex Mapping și... pune aici... cum e ce chestia cu skin-urile. Cum să nu vreau Google să le vedem și nu ești nebun? 20 de oameni pe live, mulțumesc mult de tot. Nu uitați să-mi dați un like, dislike, un subscribe sau ce vreți voi pe acolo. Bun, hai să vedem. Deci pe live se vede mai bine, da? E mai întunecat un pic. Un pic, nu mult. Nu eu am făcut skin-uri, dar știu că l-ai făcut tu, Sorin. Apropo de skin-uri, muncești ca să-ți faci un Photoshop și la final le vezi numai tu, foarte frustrat. Doar am menționat. A, am înțeles. Așa, uite, am pus aici. Bă, da, am auzit și eu, dar probabil ei fac, ați văzut că ei fac niște selecții și la un moment dat, acum o săptămână, au avut și ei, au dat ok-ul la niște skin-uri de-astea pe care le poți lua pe Golden, cred. Cred că e un pic cam mult aici. Din nenumăratele făcute probabil de utilizatori. Asta nu erau pe aici? Undeva pe unde erau? Nu e bine pe aici. Așa. Da, atunci nu merită munca, dacă mă întrebați pe mine, dacă ți se pune pata neapărat pe o chestie anume. Aici sunt ăștia care urmează să vină.
Păi să nu mai ăștia. E acolo e mort. Mamă, ce s-a dus la verdele. Așteptăm. Se vede link-ul pe care l-am făcut? Ia asta zic, uite, l-am pus eu acum, cred că de asta spui, nu? Auta, aude mă, că e curabil. Nu cred, m-am dat pe sub el, mă. Mă rog. Ia uite, mă, mi-a dat și foc, mă, ești nebun la cap și nu iau cu nimic, ia uite. Ferească Dumnezeu, ia uite. Na, frate. N-am frustrant. Alex, nu poți plasa un link pe decât dacă ai moderator. Ah, ok, am pus un link direct la un video, dar am uitat că nu pot să trimit. Roagă-l pe Wave să-l pună. Doamne, ce frustrant e să moare măsa. Frustrant mai rău bereu ăsta, jur. Hai să încerc să mă pe partea asta, mi-am dat seama. Hai, că ne mutăm pe unul mai mic imediat, că mai ia cap. Din păcate, la bereurile astea, dacă ai avioanele astea de bereu foarte mare, nu știu ce clip din numele, ajungi să joci foarte greu cu ele, doar prin, nu știu, prin un noroc sau prin super skill reușești să faci puncte să mai încarci și avion. Baserabia sau ceva, Romanian Crew Sound for War Thunder. Asta e cel mai recent. Ia să vedem unde mă pot băga eu acum. Ăla nu, ăla nu. Aici nu. E făcut special pentru ruși. Cum adică e special pentru ruși? Sunt doar nici rușii să... să audă cru în limba română? Sau am pierdut ceva? Aolo, ce e aici? Aolo, ce e aici? Cum mai ies de aici? Aolo. Aolo. Uite. Ce prost stau aici. Noroc că nu m-au văzut. Aoleu, și ăsta n-are range finding. Aoleu. Urât. Nu-mi place. Nu-mi place pe poziția asta. Am angajat actori. Mamă. Băi, e ceva, frate, să bagi actori. Jur. Mamă, ce se aude pe aici, Dumnezeule mare. Cred că cel mai bine e să mă bag. Hai băiatul meu. Păi oricum, să stai să muncești, să pui limbile alea pentru cru. Uite. Target destroyed, da. Nici l-am pălit, my friend. Nici l-am pălit, my friend. L-auzi, mă? Unde ești? Mă, e prin spate. M-a văzut scârba. L-a luat? L-a luat pe ăsta. Aoleu! La, ha, ha, ha! Vine! Le-am dat și aolo. E plătit în natură cu cireș.
Mai ales acum în sezonul de iarnă, nu? Băi, ia să mă duc, ce mai stau? Băi, de văzut se vede mai bine ca data trecută, confirmați-mi și mie. Că l-am dat un pic. Le-am dat cozonac și sarmale. Îl aud, dar nu știu unde e. Voi ați observat că hărțile se modifică tot timpul, am avut anumite hărți, lucruri care încerc. Da. Încearcă ei să mai. Să vede bine acel trader. E fumat, ăsta e prăjit, ești prăjit, leule. Da, au zis ei că mai încearcă să mai modifice, să aducă îmbunătățiri, să nu mai lase locuri de-astea de spawn camp, de vezi dintr-o parte într-alta. Mâncați-ai gura ta, Paulică, cu un sacrifici tu pentru ochii noștri. Mai da! Uite mă, vezi? Foarte bine observat. Aștept să fie asta. Deja ochii... Mi se pare un pic că am deschis ca și culori. Mă rog, bă, Google, deci... Îți dai seama că gândește că înainte era și mai alb. Asta e al meu. Asta e mort și nu putem lua punctul. E aici. M-a luat? Da, bine că l-a luat acum. Aici n-am puncte să-l iau. N-am puncte să iau cu nimic. Nici rachete, nici bombe, n-am posibilitatea să iau nimic. Hai să mă bag cu o antiaeriană, nu. Hai că mă bag cu 2 peleu. Ce peleu mă zic. Ia să vedem aici, Spooky! Uite-l pe Spooky, e băgat aici în joc. Te antrenezi pentru Squad and Battles? Bă, aș vrea să juc în Squad and Battles în seara asta, ca să putem schimba tagurile alea. Da, n-am mai jucat-o, am o lună de când am mai jucat, nu? Y1 2 3 dau și pe 2. Păi cât a durat eventul ăsta? A durat undeva, cred că o lună. Da, o lună n-am mai pus mâna pe tancul și acum am băgat la 11-0. Și eu tâmpit. nu am mai jucat de la sezonul trecut. Exact, păi da. A, bravo. Doamne ajută să câștige, Andrei Stănescu. Doamne ajută, îți mulțumesc, Andrei. Oh, alo, mergem cu autobuzul la plimbare. De anul trecut n-am mai jucat cu tancurile. Sincer, nu prea mai îmi plac. Vă spun din toată inima mea de War Thunderist, ca să zic așa. Dreapta, marșalier, pentru cei care vor să-și ia permisul, ne asigurăm un ordine stânga-dreapta, stânga-dreapta. Eram, băgăm în viteză și am plecat. Ai icoana lui Arsenie la oglindă? Păi cum să nu Google, am cruciulițele pe parbriz. Bun, am zis-o asta, Sorie. Am cruciulițe, am mătăni, înainte să plec. Mai așa, am icoane pe tot. Îl trimit la popă 10 lei prin lui Volus să pun o rugăciune. Păi cum am seara asta? Cum că ți-ai jurat aici, nebun? Ori jucăm ori mai. Opa, am ceva aici. Mă aferent. Out. Ăla e deja mort, ce drept să mai tragă ăla, că e mort. Alex, nu am echipa necesar, dar pot, dacă dorești, am și vă ajut cu mare plăcere. Neaciu, de ce neaciu? Am și o întrebare. Păi altfel, cum vrei să câștigi? Rachetele zboară pe deasupra noastră, se aud ca în Ucraina, așa? Ia uite ce cam mare îmi face camera asta, cred că e de la camera, nu-i de la mine. Ia, aoleu, ne-a luat și beu, ne-a luat și ceu, ne-a luat și pe măsa și pe tasul, unde-i mă nenorocitul ăsta? Tom Cruise, hai noroc, ce fa... Ia uite mă, ia uite. Ce fa, bă, nene, să trăiești, vandalule. Bine ai venit.
Poate ne strângem de seară să jucăm o scoadă în Metals. Well, thank you, dar în afară de voice acting, mă cam descurc. Bun. Bă, eu nu mai am ce... Rachetele se aud. Te-ai pus cu și a zis că e la reprezentanța scanii. Eu sunt la... sunt la expoziție. O, salut și la mulți ani. Hai, noroc, domnul Alina, la mulți ani. Băi, apropo, pentru Ionuții din live, în speță și brigada. Hai, noroc, la mulți ani la toată lumea. Doamne ajută, camera dumneavoastră vă întinerește pe zi ce trece. Să moară ăsta, deci eu n-am văzut F-16 nici pe radar, n-am văzut să moară ăsta. Hai, noroc, Doamne ajută, bine că ai venit. Bă, e nasoală treaba aici, ascultați ce vă spun eu. Vezi cum mă bag eu acum pe 4-0 să mă liniștesc? Cum o joc eu pe asta? Puteți să-mi spuneți și mie? Radarul nu merge la 80 de grade? Nu știu. Cum adică? Mă trage de... A. O luam ăsta în apă dacă mă duc? Reușesc să trec? Cum adică nu merge radarul la 80 de grade? Păi de-aia nu l-ai văzut că... A, păi era foarte sus, da. Hai, bagă-te tu acolo. Încerc să vină. Era foarte sus, da. Eu l-am auzit, nu l-am văzut. Păi cam așa se joacă la... Cam așa se joacă, mă, friend. Oh, 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 target destroyed. Eu zic să treci pe un maxim 7-0. Ah, hai să vă spun ce s-a întâmplat. Unul dintre colegii noștri de aici tocmai a primit cadou Final Blow Job. Tocmai a primit cadou de la Hot Sexy Mama un ISO 6. Bă, și ce să vedeți? Este foarte încântat de ISO 7. Și el zice așa, băi, tu crezi că eu îți dau? Tu crezi că eu îți dau? Nu știu, dă hua, dar nu știu de ce. Păi tu crezi că eu te învăț pe tine la prostii? Păi eu vă recomand ceva nasol. Dă-mi invite, te rog, că mare drag. Hai mă, pe 7-0 să-i arătăm aici. Ne mutăm pe ceva mai lent și mai frumos. Uite, și pe Tom Cruise aici, uite. Invite to squad. Domnul Tom Cruise te mai bate, tu ești pe de-astea mari. Eu mă bag pe 7-0, tată. Așa. Și zice, băi, e super tare, ISO 7, Cristi Animal. Eu uite, nu mai joacă nici dracul pe statul nativ. Oh, eu uite, mă, și pe Sierra 6, Cristi Animal. Și ce frate, e super tare. Păi bine, mă, eu vă recomand ceva prostii, sunteți nebun la cap. Face toți goldenii. Am zis-o frumos. Păi cum vă lăsi, ăsta este tankul suprem în joc. Bun. De exemplu, pe ISO 3 vreau să îl fac premium cum ar veni. Mă duc în modification. Ia uite ce scrie ăsta. Bună seara, să trăiți domnul Haga, ce faci, Google? Doamne ajută, la mulți ani să fii sănătos. Ia uite, e animat. Și te duci și cumperi 2000 de goldenică. Na, tine au golden. Bun. Te duci, îl cumperi și va apărea talismanul ăsta. Uite cum am eu pe T44. Ăsta, din fericire, l-am primit random la ruleta aia, cum mi zice. E, și va apărea ăsta și uite, de exemplu, IS-7 are research 617 research și 435 la bani. Și ăsta are 580 cu 285 la bani. Bine, Paulica, acasă, mă bucur. Aici e Cristi. Deci te duci în modification și aici e talisman. Dar nu are rost să cumpere acum talismanul pentru că este scump. Nu cred că o să ne dea animal, nu o să ne dea nepsiholog și crede-mă. Schimbă-te și tu părul, te rog.
Nu știu, mersi, cu mare drag. Nu știu cu ce să mai joc. Tancurile, mă, cam obosesc acum. Sau m-am dezobișnuit pentru că în ultima perioadă am jucat cu... Ajută doar la research și nu la bani. De reținut. Voi, foarte bună, foarte bună precizare. Deci dacă pui talisman, ajută doar pentru research, nu și bani. Bravo, talisman. Uite aici. Vezi? Ăsta este premium, te ajută și la research și la bani. Asta este diferența. Gata, toată lumea? Hai să vedem. Uite, Spooky, ce de ăsta frumos are, cred că e de la chinezi ăsta, nu? Foarte frumos ăsta. L-am luat și eu pe ăsta de la OK, de la Battle Pass. Sunt level 67 până pe 25 ianuarie. Eu cred că reușesc să ajung asta, dacă nu mai cumpăr repede 10 de ăștia. Încearcă ruși 27 și o să te distrezi maxim. Bă, nu mai ai răbdare, nu mai ai răbdare. Gata, hai, 7-3. Prea mult 7-3. E mult 7-3. Încercați să reveniți. Merită Tornado 2000? Nu! Nu merită să dai 1000 pe Ergogul. Nu merită. Hai, mă, mutați-vă. Care sunteți cu 7-3? Dacă ați obosit la astea, de ce nu vă duce, faceți marinar? Na, 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 na. 7-0, 7-0, uite, are BMP-1. Așa, atât. Animalul scoate aia, atât. A, ce mișto îți dă acum, pac, îți dă și bereu, ca să știi exact. Bă, ce tare, bă. Înainte nu era așa. Bravo, băieții mei. Hai, ușurel. Nu la nemți. Animan, nu la nemți. Eu am mers pe tank și mă gândeam să iau avionul cu Golden Eagle, să ai înțeles ideea. Să dai o mic, Gogule. De ce nu te-ai dus de la început pe avion? Tankul e o porcărie. Apropo, pentru cei care ați luat tankul. E bun la ceva tankul? Eu nu cred că e bun la ceva. Are rău de mare, de-aia nu-i tu la vapoare. Oh, Doamne, hai să îl dăm afară pe ăsta micu până și face el battle line-up-ul, ca să nu stăm și noi de pomană și după aceea adu-mi aminte să dau. N-am 70. Nu poți să ne dai cu 7-3, că ne dai cu 8-3 și atunci ne-am căcat pe noi. Asta e ideea. Nu știu, pentru că vreau să-l vând. A, am înțeles. Tancul este cam T-80 același vezi, doar că rezistă la rachete și nu are termal. Înseamnă că e brici, e foarte bun atunci. Bă, aici mai duce asta. Ia să mă duc eu sus aici la Buzna. N-am mai prins harta asta. Aici River, mamă, o hartă foarte vechi. O hartă foarte, foarte vechi. Și te-ai dus, Paulica, da, e rupele foișul. Să ne ducem sus aici? Hai să încercăm să ne ducem sus. Ați văzut că acum m-am masat un pic și pe astea, cum e, pe shorts-uri. Și avem o combinație de asta, încărcam filmul în YouTube, îl downloadam cu niște programe și după aia îl încărcam ca shorts. Am descoperit acum că în PlayStation, dacă faci acel montaj și faci, cum să zice, cut-uri, da, montaje, de alea, nu știu cum, edit, poți descărca filmul și o să-l descarc la calitate mult mai bună și asta mă bucură foarte tare. Ca să bag shorts-urile la o calitate mai bună decât ce băgam înainte, nu știu dacă vor fi oglinda. Protecția aceea, așa, dacă mai jos sau vine de sus, așa, o mare rachetă, cam nașca, dar e ok. Are protecții la rachete, mă? De-aia l-au băgat ei la bereul așa mare. Uf, stai așa. Stai așa să văd cu cine joc. Mă gândesc că așa e frumos. Spooky! Nenorocită! După ce termin să-mi arăți cu ce proiectil joci. Păi spun de acum. Cu BR 400, 471B. Este varianta a doua, un puțin îmbunătățită ceva de ziua. Opa, avem ceva acolo, domnul Spooky? Aha, e posibil să apară aici. Bineînțeles că n-ai gun de pressure. Ceea ce este un bullshit, dar compensează prin blindaj, manevrabilitate și firepower. Mamă, ce frumos am zis. L-a luat pe ăla, Doamne ajută. Păi, dar nu mai știu hărțile, mă, să moară, mă.
Bă, băieți, bine spooky. Deci nu mai știu hărțile. L-a luat pe Tom Cruise. Deci nu mai știu nimic. Sunt căciulă. La marea măsaiu. Hai că l-a luat. S-a rezolvat. Doamne ajută, spooky. Bă, trebuie să ne apucăm de tancuri, băieți. Ne apucăm de tancuri, că sunt aici spectatori, efectiv. Doamne, Doamne, Dumnezeule mare, ce facem noi aici? Aici știu că mai era unul aici. Ia uite ce e aici, ia. Nu-l văd. Oh, e distrus, dar și când l-am văzut. Dar și când l-am văzut. N-are ce să-mi fac asta. Exact ce vă spuneam, mi-a luat țeava. Și am dat și am fugit. Băgați-vă pe ei fără frică. E puțin mai bun ca ei să-și asta. E un pic mai rapid, încarcă mai repede, dar asta nu înseamnă că e mai, mult mai bun. Ai grijă că este aici, mă friend. Dar mă rog, acolo. Hai că mă repar și eu în spre. Hai că a început să devină interesant jocul. Opa, spuchi, iau zice pe acolo. Mă fac să-ți iau IS-6-le înapoi. Mamă, ce a zis o hâță aici. Bă, să știi, pe bune, adică calul de dar nu se caută la dinți, cum era aia? Dă-o încolo de treabă, păi ce facem aici? Deci nu care, nu care cumva să mai zici ceva. Că vorba aia. Îți iau asta înapoi. Dă-mi-l mă și mie. Unde e mă? A. Prea tot jos. Nu mă știu. Vezi? Știam de buzunarul ăla. M51 are HTFS. Știam de buzunarul ăla, dar am uitat de el. Ia uite, mi-a dat exact cum trebuie. Nemulțumitului să ia darul. Gogule, ia vezi. Băiatul ăsta se străduiește aici. IS-7 probabil ai văzut aici. Ia să încercăm și pe aici. Răzvanică, ai noroc, Doamne ajută, Răzvanică! Tom Cruise e cu noi acolo. Hai să încerc să mă duc și eu aici. Nu cred că am să reușesc să traversez, dar mă rog. Măcar speranța moare ultima. Da. Mă duc și eu după asta, că n-am ce să fac. Uite, la acolo. E după ăla. Să mă încurajează. Mamă, ce a fost aici? Am mâncat vaci gura voastră. Lasă-l un pic, că n-am ce să-i fac. E distrus, da. Bă, am învățat să mai dau și eu cu asta. N-am uitat. Unde e ăla? Ia uite, hai unul aici. Critică le-am dat ăla. Era de așteptat. La cât e de groasă țeava pe el. Uite-l pe la jos. Mai e unul aici. Eu aud o bombă și nu-mi place bomba asta. Exact ce spuneam. Pe bine a venit al dracu. Știu că IS-7 e mult mai rar decât IS. Da, mult. Păi ăsta e 7-0, nu? Asta mie mi se pare, ăsta anti-tank, stați așa să ne încurcăm. Deci ăsta e anti-avioane, ăsta este anti-tank. Deci ăsta când dă mai și explodează. Hai să facem așa, dau aici primat, așa,
Să luăm și... Sau ia asta? Ei, asta e 151. Și asta tot 151. Bă, asta e un pic, am niște 281U. Care e diferența între asta? 132 cu 45. Da. Cam la fel, văd și astea sunt antiaerie. Bun. Hai să încercăm așa. Păi ce, mama? Am rupt astăzi cu el. Băi, ești nebun. E bun, mă. Bă, ăsta e bun. Ăsta mie mi se pare la... Ia uite. Ia uitați-vă și voi. Target destroyed. La close combat, deci este nebunie asta. Nebunie. Deci nu există. N-ai trage atât de des și repede că n-ai ce să-i faci. Pur și simplu, n-are contramăsuri, nu ai ce să-i faci, nu poți să pui tankul, vezi că poți face loc pe avioane cu el. Cum adică? Pentru... așa... Ăsta era anti-aircraft. Hai, mă, să ne duce. Ce mai stă, mă? Ce avem de pierdut? Mă, ce m-a luat ăla cineva? Nici n-am apucat să o miros. Ăsta a stat aici tot meciul, bă, băieți. Bă, tot meciul ăsta, mă. Era mama lui Alarecu. Păi așa că îl rezolvăm atunci. E bun, îmi place ZSU și am înțeles că la de la chinezi are... mamă, ne-a rupt. Ne-a rupt efectiv. Ăla de la... Are proximity, ăla exact. Ăsta nu are. Dragilor, nu uitați să-mi dați și mie un like, un dislike. Apropo, stai să vedem și noi câte like-uri avem. E foarte important pentru mine să-mi dați like-uri. Asta mă o să ia. Salut, Andrew! Salut, să trăiți, Bogule! Că-l iau de acolo? Hai că-l iau de acolo, mă duc acolo, ce-ți fac? Dar nu-l văd pe ăsta aici. Aha, uite-l aici, uite. Asta pe ăsta l-am văzut. Mamă, exact cu el am dat, cred. Două target destroyed. Ori facem treabă, ori nu mai facem. Double strike. Uite-l și pe nenorocit, l-am văzut acolo. Mă duc pe el acum. Păi ori facem treabă, ori nu mai facem. Vezi? Asta e frumos. Să ai un line-up. Să ai un line-up care să te ajute. Mamă, ce mâncați și curat ta, ia uite. Ia. Are ghecii destroi. Până la urmă, ții vreun avion nou de la rancurile mari? Păi, are tata. Singurul avion ce mi l-aș mai cumpăra, mă rog, ce mi-aș dori să-mi facă cadou brigada, este... Stați așa, să-l iau și eu pe ăsta. S-a terminat. Ar fi ăla de la suedez, dar brigada a zis că nu este disponibil. A zis că nu e disponibil acum. Opa, ce am mai făcut aici? Andrew Domeanz Andrăci. Nu știu ce vrei să zici aici. Mai scrie-mi o dată. Am cardul blocat. Bă, nenorocite. Ce am mai făcut aici? Un task am mai făcut. Bomb. Ia să vedem ce mai puteți să fac aici. Oh, păi nu dăm și noi pe astea, mă, friend. Ia să resărcim noi pe asta. Donează, donează în dragi. Da, eu ăsta acum ți-l deblochez. Are cardul blocat acum și chiar îmi pare rău pentru el.
Ia stați așa să vedem ce mai putem face noi aici. Opa, s-au deblocat asta. Destroy player using SPAA. Mutați-vă pe 6-3 că vă omor cu bătaia. Trebuie să distrug un ground target. Hai. 6-3. 6-3 cai frumoși. Deci când am task-uri de făcut să distrug de arcule, a, noroc. Huts, huts. Așa. Hai, noroc, nu uitați să-mi dați și mie like-ul aia. Ia uite, like-ul ăla. Like-ul ăla, nonorociților. Când trebuie să fac un task să distrug avioane în Tank Realistic Battles, este singurul lucru la care mă gândesc. Coelian, Doamne ajută, cu Coelian ne facem treaba. Doamne ajută, Doamne ajută, dă-le pace și putere celor care se uită pe live acum. Bă, ce ar fi, mă? Bă, ce ar fi să facem rugăciuni și meditații pentru cei care joacă War Thunder să-i împuternicească, să-i împuternicească, da. Dumnezeu cu puteri supranaturale să joace War Thunder. Ce-ar fi? Ce-ar fi? Încep știrile. Din păcate, brigada n-am putut să intru la eventul de ieri pentru că eram în tren când a început eventul. Lac, am depășit antiriana de 5-3 ani. Nu, pentru că ăsta nu face pauză să încarce decât foarte rar. Ne-a luat sufletul, e senzație. Mie nu-mi place la 5-3, încarcă, iar încarcă, iar încarcă, știi? Ăsta nu, tată. Dă-n ele de zici că a luat Viagra. Așa dă-n ele. Și să mai oprește de când în când. Să mai oprește de când în când, să iau o gură de apă, că i s-a uscat gura. E mai ruga să mai dăm și noi o nucleară ceva, zic și eu. Aici nu ne-a norocit. Dracia, ai noroc! Doar când e ca de țeava, Paul, trebuie să faci web, ca mai pare că mai pui mai sus. Oh. Paul, trebuie să faci web, că mai pare că pui mai sus. Ce să stai, mai zi odată. Mai zi odată, ma friend. Mamă, și este de ăsta. Deci ce trebuie să fac cu webcam? Să-l pun mai sus. Ia zi-mi odată, te rog. Ia să mă duc eu în partea asta, mi-acord cum eu trebuie să iau antiaeriană. Spooky este. Unde este Tom Cruise? Unde este nonorocitul de Tom Cruise? Tu? Mamă, i-a pus girofar cu el, i-a pus păsulețul. Mamă, e pe lov aici, Spooky. Tom Cruise, come on, come on. Come on, boy, trebuie să-l faci mai mare? Chemu? Nu mă răgeți, dar nu-l fac acum, dar să vede barba, să vede... Fii direct, Darkule, zi, all the only fans. Un se vede ceva, băi, da asta acum, la 9 ne stinge de scoat un betul, să mă răgeți, îi rupă toți, e nebun. Ce meciuri trebuie să jucăm atât? Arătați mult mai din dumneavoastră, lăsați jocul, vrem pe dumneavoastră, ok, băi, cum am încărțit, material de masturbare sunt eu aici. Ia să vedem ce găsim noi pe aici. Trebuie să vină nenorociți, să nu spui tu mie că nu vine. Aici trebuie să dau cu parcul jos, să încerc să-l dau, nu l-am dat. Mai demorat. Acum l-am dat. Așteptăm să vină nenorociți. Ne vede dar acum, băi, de cum? Ce mai s-a mutat? Pe mine ce-ți face, e bine? Eu zic să mergem pe ei, m-am plictisit, hai! Da, tu, Doamne ajută, mulțumesc, Doamne, toate bune și frumoase. Lasă vrăjeala, unde este Coliva? Aolo, stai că era să o mănânc acum. Coliva, bă, și ce se întâmplă? Ați văzut că la salată de vreo când o țin mult în frigider să usuc. Așa și cu Coliva. Am dat-o la porumbei. Hai, noroc să fim sănătoși, asta e cel mai important, Doamne ajută. Opa! Opa! Vine unul pe aici. Cum ai refuz? Ah, thank you. Acum merge șoriciu, mamă, mamă. Hello, Paul, did the Donets children on here. Nu știu ce băiatul acolo. Nu știu. Oh, mâncat partea pe. Are you destroyed? Au, ce-i acolo? Mamă, ce-i acolo? Mâncava-și gura voastră. Mamă, ce-i acolo? Eu atât vă zic, țineți-vă bine, mă. Bă, ce tancul ne-a luat? Isă 6 să moare, mă.
Bă, voi ați văzut gloanțele ce frumos arcuiesc așa? Da, de asta mor. Ia, da, așteptați. Ați văzut gloanțele alea? Tragi, tragi și la un moment dat pleacă așa de alea rătăcite. Foarte... Bă, dar mi-a dat-o exact al dracu, bă. Ești nebun, am dat monitorul mai slab. E lumina prea puternică? N-am ce să fac. Îmi pare rău, dar nu am ce să fac, efectiv. A, uite bomba atomică. A, n-am puncte, scuze. Ai de curul meu. Pentru mine, sincer, pentru mine e foarte bine. Uite, hai să dau așa, uite. Option. Uite, la 8 așa să-l dau. E mai bine acum, dar e... E un pic, da, văd să vede un pic într-adevăr. Ah. Imaginea mea este albă, văd un punct care se plimbă, se văd polii de la zugrăveală pe perete. Nu poveste, uite așa e ok. Așa pe 8 e ok, dar nu e din televizor, e din setarea de PlayStation, dar nu pot să joc nici așa, că nu văd eu. Uite, jucăm așa, uite. Cred că așa trebuie să joc, nu? Deci, jocul teoretic așa e. Default-ul. Păi ce dracu, e noapte, uite, deci... Deci, pentru mine, acum este efectiv noapte. Ia, cum se vede acum, e? Bă, pentru voi văd că se vede foarte bine așa. Da? Dar pentru mine nu. Gustav, o, sănătate, domnul Paul! Ia uite! Domnul membru Gustav, încă o dată vă mulțumesc celor care sunteți membri și nu numai. Eu o singură dată am dat bomba atomică pe Sun City. Eu o să spun sincer, domnul Grigore, n-am dat-o niciodată. Gustav, ce faci, Gogule, să trăiești? Pentru voi cred că se vede foarte bine așa. Da, dar pentru mine nu. Și atunci, ia stați așa, dacă încerc eu din televizor. Just a moment. Păi am dat brightness-ul e maxim în cap, aș gura voastră. Contrastul la mine. Aaaa, gata, mă! Băi, băieți. Deci voi, teoretic, acum trebuie să vedeți foarte bine, numai că... De când am... Ia, acum. Păi altă viață, vă. Acum că am umblat din setarea de la televizor să vedem mai bine, sau a rămas pe setarea aia, păi dai ce era problema, mă. Păi dai ce era problema. Deci la mine era prea mic contrastul la televizor și dădeam contrastul prea mare la joc. Și voi, teoretic, de-aia nu vedeați bine, mă. Stați așa un pic. Și la mine se vede prea alb zăpada asta. Stați un pic așa, că acum m-am prins-o de șmecherie. Deci eu acum am dat culoarea la... Aircraft destroyed. Stați așa, că acum m-am prins-o de șmecherie. Deci eu dădusem contrastul prea mic. Să-l văd eu pe ăsta. Dădusem contrastul prea mic la televizor, uite. Dar cade. Zăpadă neagră, nu avem. Gata, mă. Acum am rezolvat. Și acum am dat așa. Deci, luminozitatea și contrastul să-l dau undeva la 80. Gata. Și acum e bine pentru mine și e bine și pentru voi. Da, și acum se vede bine și pentru mine și pentru voi. Acum sigur se vede mai bine. Flak panțărul ăsta nu-l găsești în joc, nici la research. Acum vedeți bine, gata. Acum e bine pentru mine, da. Oh, 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 oh. Băi.
Bă, când deci o pun pe anchieireană, hați, 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 hați. Deci când deci o pun pe avioane, pe anchieireană, joacă-te pe anchieireană, asta e frumusețe. Aaa, ia uite mă, acum când trage un inamic, îți apare cu albastru. E, să vă mai pună mama măsii să mai trageți voi cu albastru din mine. Ca să știi, mă, băi, asta îmi place la Gaijin, frate, pentru că vin cu niște chestii foarte mișto. La un moment dat nu știai dacă trage inamicul, aircraft destroyed. Deci, de asta și de la bereu ăsta, frate, bă, mă face să râd. Deci de asta mă face să joc la bereu ăsta când e vorba de anime. Câte avioane am luat? 4. Și mai puteam, am luat ăsta, dar aici uite că l-am văzut. Băi, frate, asta e frumusețea jocul ăsta. Gata, mă, acum știu, mă, acum m-am prins, mă, și dau cu ăsta și umblu la contrast frumos, pa, pa. Parcă ești mai slab acum, Paul. Ești bun, știu. Ați dat luminositatea mai mare, lasă coreglăm, gata, acum știu unde să umblu. Mamă, deci te-a șters. Alina România, te-a șters ăla, dar ai pus tu alea. Și luminozitatea e mai mare aici, vedeți? Și acum eu sunt... Dați așa un pic. Pe 200, mamă, ce diferență, fraților. Păi și dacă fac așa, cred că e și mai bine. Uite, vezi? Joc așa. Cred că e mai bine pentru voi acum. Ia. Da, e mai bine pentru voi acum. Gata, tata, s-a terminat șmecheria. Eu aveam luminositatea prea mică. Na. Mamă, mă ia ăla. Ia să vedeți cum le-am. Uite, setările acum le-am așa. Paper. Bă. Bă, dar trage la mine, bă, nu mă lasă. Eu zic că e mai bine așa, e mult mai bine așa. Când fac live știu cum să intru și cu asta basta. Dar eu aveam contrastul foarte mic dat la monitor și eu trebuia să dau foarte mare aici ca să văd. Gata, am rezolvat-o. Doamne ajută. Ia uite ce mișto să vede cum te lovește aici. Uite, exact aici mi-a dat-o. După live mă bag la duș și revin să jucăm SB-ul. Da, este superb. Bravo, mă bucur, uite, mă bucur, frate, băi, ce, bă, cât m-am chinuit, bă, zic, ce să fac, dar eu nu umblă la contrastul ăla, că zic, na, contrastul... La altă viață, băi, păi, aveam 450 aici, eu aici aveam 450, vă dați seama, exact aici, ia uite, cum iau-te, uitați-vă și voi. Și acum, hâț, dăm la 8 aici, bam, 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 jucăm să ne mai doar ochișorii. Nu mai văd. Bă, dar m-a afectat. Mă duc la aeroport, frate, că nu. Abia mai duce săracul. Prima dată se reglează monitorul, apoi... Nu să știu, mă, băi, mi-ați zis voi de monitor, dar eu mă gândeam așa. Bă, frate, oricât aș regla monitorul, zic, dacă eu umblu la monitor, setarea mea din monitor nu vă afectează pe voi. Am luat o logică. Dar nu mi-am dat seama că eu pot să am contrastul mic și trebuie să dau mai mare în joc ca să vă afecteze pe voi. Salutare, domn Paul, ce îmi trebuie să intru la dumneavoastră în squadron? Aici sau în roarm? La ce te referi? Că nu înțeleg. Gata, mă, s-a rezolvat. Parcă se vede mai bine, zic eu. Parcă așa se vede, nu? E mai ok. Mă bucur, chiar mă bucur că s-a mai rezolvat un pic. Prima dată se reglează ochelarii. Mamă, deci când te prind, îți fac pană la mașină. Îți desumflu roțile. În roan, acum dacă vrei te bag. Fac loc, că sunt niște băieți care n-au mai jucat și îți fac loc. Care este ID-ul tău,
Aurel. A, uite ce bag, ia uitați. Se vede ca o plasă așa, vedeți? Aha, uite, uite, uite. Dar se vede frumos pe avion, nu mai contează. Important este că avem. Așa, ia să vedem aici, a poste fix, parcă aș da un pic 250. Așa, intru imediat pe ortandă. Bine, Aurel. Ai văzut imaginea cu F-16 de la mine? Ai văzut cum am eu cerul? Uite, mai vreau o dată să-mi arăt. Uite, ia să vedem aici option, da? HDR. Nu e de aici, vedeți? Nici de aici. De aici. Vedeți? Uite. O, Doamne. Și atunci, păi luminozitate o am la maxim. Nu, nu, luminozitatea nu e, brightness-ul nu e o problemă, văd. Contrastul. Mamă, să mă rămas pe la maxim, am un cap, dar nu mai are culoare. Își pierde în culoare. Ia. E bine acum? Da, bine, pe voi nu vă afectează. Tom Cruise-ule, maxim 80, stai puțin. Păi, exact, trebuie să mă ajungi și pe mine. Deci brightness-ul lampă, mamă ce luminositate mare mi s-a făcut. Și cu toate că eu, nu știu cum să dau. Mai avem, lucrăm. Nu trece mai mult că se schimbă culorile. Păi asta zic. Și atunci cum să fac? Mie îmi plac și culorile. Uite, luminositatea e foarte mare acum la avion, dar pe mine nu mă deranjează la ochi. Nu, îmi place la ochi. Gama 1,8 sau 2, să moară Jaxi. Care e gama, mă, ca ți-ai ieșit gura ta? S-a închis PSO. Din monitor. Hai că oricum o să vorbim ca să vedem. Uite, e prea mare gama. Vezi? Uite, sau luminozitate. Păi și luminozitatea, brightness-ul eu l-am 100%, da? Dar nu cred că contrastul e problema la mine. 80, să las 80. Cred că așa e cel mai bine. Ia. Cred că 80 e cel mai bine. Da. Mi-a beau. N-am color correction, poate vă ajută. Bă, nu am din păcate, dar hai că mă uit imediat. Ne uităm noi imediat. Stai să dau și o bombe pe... Am murit la acolo. Mai e vreunul? Nu cred că mai am, dar am dat o zic în casă să nu mai fie vreun. Mai? Mai unul. Hopa. Unde? Aha. Aha. Aurele 656, imediat o rezolvă. Bă, nu-l văd. Care e? Care-i frățică? Că nu e niciun... A, uite aici. Ia, ia. Ia, yeah, ia. Yeah. Oh, l-a durut! L-a durut! Aurel, cum era la mă? Căluciu, căluciu! Cum era la? Ce zicea, mă, apropo? Ce zicea ăla? Căluciu! Nu mai văd nimic! Aha, bă, fii atent ce bine-i văd acum, mă! Ce bine-i vede tata Paul! Du-te, du-te, că vine tata Paul! Du-te! Du-te, iubitul meu! Du-te, păpuse mică! Căluciu, vine căluciu! Ah, l-a luat altul, n-are nimic. Hai să ne întoarcem. Mă cheamă Aurel N. 656. Gata, boss. Acum adu-mi aminte. Ce level ai ca să știu eu să dau acolo? Hai că te băgăm acum imediat.
Oh, cel mai ușor pentru tine este să cauți pe net după modelul tău de monitor best setting. Eu așa am... Vezi, mă, de-aia e prietenul. Băi, de-aia e prieten, frate, să te ajute când e. Uite, nu mi-a trecut până în cap să mă... Să asta. Bă, da, culorile, uitați-vă și voi, eu, ca și culori, sunt foarte mișto. 44. Bine, Aurel, te băgăm imediat. Acum mi se pare un pic cam întunecat, dar... Eu, ca și imagine cu tricolor, are culorile foarte frumoase. Fii atent aici câte chiluri am făcut, dar vezi, cu antiaeriană îți dă chiluri foarte puține. Mai aterizăm și noi? Ce model ai exact? Caut eu până joci. LG. Aoleu, stai că am venit prea tare. Băiatul meu vrea napolitan. Băi, ești fumat, mâncați, ești gralina. Ce dracu ai, mă? Ce model ai exact? Caut eu pe net. Păi, de unde dracu să mai am eu cutia, mă? Mi-am mai omor cu ceva. Păi, de mă uit în spate. Ce dracu văd eu ce model am? Stai, să fac o poză, căcat. Stai, mult să fac o poză acum, stai așa. Jack Sidrum fac cea mai tare poză de toate timpurile. Ce mă puneți voi pe mine să fac acum? Zice așa. 27 UL 650. Made in China. Hai să văd cum îl iau. Asta cred că e. W, da. 27 UL 650. Ăla e model, da. Ăla e. Hai să ne întoarcem la ale noastre. În primul rând de monitor 4K. De ce monitor 4K? Asta îmi spui tu? Cristian Ionuț, ai noroc, salutare, salut, scuze că uite ne chinuim aici. Deci, în primul rând este monitor 4K. Asta da, știu că de-aia l-am și cumpărat că e 4K. Mâncarea ești gura lor, cum ajută ei pe mine, mă. Denis, ai noroc, salut Ionuț. Băi, la mulți ani, uite foarte mulți Ionuți aici. La mulți ani, fraților, să fiți sănătoși. E cel mai important lucru pe lumea asta. Să fiți sănătoși, să vă bucurați de viață. Restul, la pământ. La mulți ani, Nicolae, să fiți sănătoși. Bun, ia să vedem ce mai zice H-Sexy, mama de monitorul meu. Păi, ce tu nu știi e că e ce ai luat. Ba da, am uitat, sincer. Sau ți l-am făcut și pe ăsta cadou? La fel, mulțumesc. Bă, știu că l-am luat, că era 4K, are ecran IPS de ăsta sau poți să-l atingi și nu influențează imaginea, chiar dacă se lovește, mai este loc? Poți să-l pui pe vertical, are nu știu cât, 3700, la. Adică pentru, e pentru gaming, ce să mai. Ne iau BO, da? Stai că e rău. Cristian, hai să facem un custom, vrei să facem un custom? Că uite, la 8 ne băgăm, 8 jumate mă bag și eu pe... Du-te pe B, exact, asta vreau să fac acum. Nu-i văd. Cum uite aici. Două am dat. Ca să-i liniște, nu dat. Nimic n-am făcut. Mamă, câte bombe am dat și nu s-a întâmplat nimic. S-au retras din B, dracu. Mama, mă mănâncă ăștia. Paule, iau ceva.
Combustibil la bord înainte de să bea? Bă, da, să-ți faci curaj, bogul. Bă, dar unde să știam, mă, mâncați? Uite-l. Tot acolo s-a dus. Uite-l, uite-l. Tot n-a murit, mă, s-a retras, mă. Bă, ești nebun. Eu și acum, după live, imediat mă bag pe cartul ăsta. Știți foarte bine că îmi doresc să schimbăm tagularea, că e urât egalul ăla în față la numele ăsta. Dragilor, pentru cei interesați, vă așteptăm la SB, trebuie să fim optimiști, trebuie să avem 5 victorii, să ne schimbăm tagul și după aia gata. Merge treaba, da? Bun, hai să vedem, Hățu, ce mă mai ajută și pe mine. Știu că e, băi, mic, eu sunt foarte mulțumit de claritate, de imagine, de... Dar cu setările stau eu foarte prost. Sau pot să-i dau să-l fac la setările de în fabrică? Nu. Jacinean, bună seara! Ce rank? Nu știu, Sorian, ce rank ce? Sâmbătă nu puteai să faci și tu în SB? Păi sâmbătă am fost plecat, dragul meu prieten. 11-7. 11-7 e simplu, că n-avem avioane, mă friend. Adică iau unul antiaerian, Tunguska și cam aia e. Mamă, e prea tare. E prea tare. La SB 11-7. Hai că am pus-o în cor. Îmi mai trebuie 2000 de puncte să iau T80-ul de la event. Îmi mai trebuia. Îmi mai trebuiau. Eu am turnat 11-7 dacă e nevoie. Păi ne băgăm la orice, dar nu să facă fața avionului, să vă spun. Eu zic că, bă, nu să fac eu, uite, 27.000. Deci am omorât, n-am mâncat drept în ăsta. Bună seara, Diță, salut, salut, acum ce trebuie să mai fac? Destroy plui SPG, deci trebuie să umblu cu tank destroy. Ce, cu ce tank destroy a jucat voi în situația asta? Da, uite aici l-aș face un pic mai 250. Chiar și un 300 l-aș face. Mie îmi place mai luminos. Aici e prea mult. Intru cu BVM-ul sau Tunguska? Băi, te-aș băga pe Tunguska dacă mă... Da, vă vedem atunci și BVM-ul. Vezi că e tan bun BVM-ul. Cu SPG eu făceam la 4-3 cu Yacht Panzer. 3 nucleare am dat anul ăsta, am mâncat și grăta. Fii atent, eu dacă stau bine să mă gândesc că anul trecut, în 2000, anul ăsta, în 2023, păi stai că spun eu câte am dat în 2022 și mă gândesc așa. Păi în ianuarie, nu, în martie, februarie, nu, martie, nu, bă, niciuna mâncat, am ajuns la decembrie și n-am avut niciuna. Bă, nu pot mă să dau nucleare, mă. Nu pot. Hai că intru ia cu Panzer 4G, că am 3 de-astea. Hai să vedem. Hai, onorocitilor, cine a ieșit? Tom Cruise. Gata, a ieșit. Tom Cruise, te așteptăm la Squadron Battles. Ah, a zis cine? Aurele? Aurel? Hai, tata, vină cu pace. Hai la tata, vină la tata, că te bagă tata acum. Hai să-l dăm pe Deep. Ia, a jucat, n-a jucat Deep. Activity. A jucat 227. Am salvat toate meciurile, 7 la colecție. Bine, tată, bine, Cristian Unus. Stai să-l băncă pe Aurele, parcă am zis, nu? Da, cât bă... Ce are cu... Eu pe finalul 22, imediat sunt în meci. Păi tu trebuie să dai doar activitate aici, Google. Antisocial, bă, că n-am mai intrat. Ai zis Aurel N, dar nu, eu nu pot, tu trebuie să dai să intri în clan, nu, nu, eu n-am cu ce să te ajut. Azi că suntem? A, suntem în 8. A, băiatul ăsta a intrat astăzi și a și făcut 200 de puncte. Paul, ați vrea să fac un funny moment 5, nu știu dacă voi duce Google. Intru după meci. Trebuie să dai aplicație că vrei să intri în roar. Dacă nu ai alea membership required, uite, astea ți le scot. Eu nici nu știu cât să-ți dau. Îți dau 3 cu 3, na. 3 cu...
Zero. Ia să vezi acum. Până vii tu să umple asta. Bun, hai să mai dăm un meci. Gata, toată lumea. Nemți cu ruși ne dă foarte greu. Bine că măcar e luminositate, frumoasă, sunt frumos și el. Sunt drăguț, uite, camera așa. Camera este senzație. Domnul Hâț, sexy mama, mă puteți ajuta și pe mine? Mai îmi dați și mie ceva sfaturi? Păi, să faci, uivule, nu mă deranjează, doamne, iartă-mă. O singură rugăminte vreau să-l văd și eu înainte, dacă vrei chestia asta. Așa. Înainte să-l urci. Frumoasă hartă. Acum caut. Cum o cum nu-i pasta? Hai că după asta închid și eu, mă duc repede, mă barbierez, mă spăl, mă tun, mă fac și pe la 8 jumate, 9 suntem la scoadă metru. Uite, pentru mine e un pic cam întunecat, dar mă obișnuiesc. Sau când sunt live știu ce am de făcut, știi? Cam asta e ideea. Dar teoretic ar trebui să-l fac așa ca să pot să mă uit la avioane, la de-astea, da, trebuie să mă bine. Pot să vi-l trimit, vă am la contact și înainte să fie pun. Da, gogule, toate ta am nevoie, nu, nu că nu vreau să faci, tu mă, eu vreau să faci, nu mă dragi. Și chiar îți fac mod... O, domnul Neacșu, hai noroc, domnul Neacșu. Chiar îți fac reclamă la canalul tău, ca să zic așa, că nu o să le pun la mine. Dar tu poți să, de exemplu, am rugămintea, ai dat și tu live să vedem și noi ăștia care nu putem intra. Exact. Să dai, a, să dai și tu live. Eventual, poți să pui link-ul meu ca să mă ajut și pe mine. Și eu, la rândul meu, te ajut pe tine. Te-a plăcut asta? Uite, mie mi se pare un pic cam întunecat aici, dar se vede frumos așa la depărtare. De păcă nu au îmbrăcat. Uite, foarte bine se vede acolo. Am dat în asta ca să stea barele astea jos, să nu mai dau câte fesul în ele. E ca în coajă. Bă, dar trebuie să fac cu ăsta, iac, panțăr, țanță, manță, știi? Eu în fiecare clip am pus un strop de dragoste pe care l-am făcut dumneavoastră. Încărțești gura ta de băiat frumos. Băiat minunat tu ești. Așa mă, tot. Îi vedem și noi pe ăștia acum care ori veni. Dacă vin. Dacă nu, i-am rupt. Ce distanță avem noi aici? Ia uite, ia uite. 400. Ia, iubitul meu. Ia iubitul meu. Chiar acum o să iasă sacărul. Aștept să ieși, sanava. Ați făcut dragoste tu cu Paulică? Bă, nu fi rău. Nu fi rău. Arveil, exact. Încă nu. Păi, sunteți nebuni. Aveți ceva cu LGBT-ul? Mă, voi vreți să ne face, să ne combinați aici pe live? Lasă-l pe ăla cu Tiger-ul că e victimă la cum s-a băgat. Păi da, eu aștept să fac kill-ul atât aici. Eu atât aștept.
S-a blocat live-ul? Îl mănâncă în cul pe ăsta, rău de tot. Hello, I'm from Ukraine. Good luck streams you. Hello, welcome. Slava Ucraina, my friends. Uite că avem un ucrainean pe live. Doamne ajută, să le ajute Dumnezeu. Slava Ucraina, my friend. God bless you. Aici nimeni nu cați aici gura, nu mai interesează niciunul. O fi avut hemoroizi, cine tată? Ăla-i mort, uite ce frumos venea el aici. N-a jucat-o rău. Ăsta trebuie să scap de aici. Dar văd că nu mai vine la aici, hai să mă bag aici. Hai să reparăm pe ăsta micul. Tiger-ul! Ia cu... nu știu ce se pe care să-l mănânce în dos. Ah, că prea-l mănâncă în dos. Ah, ăsta cu Tiger-ul! Aoleu, bă, Fred! Bă, sunteți niște nenorociți, mă, vă spun sincer. Ia uite ce a murit ăsta aici, mă bag și eu că mă doare la basket. Vreau să omor tot! Vreau să omor tot aici. Auta! Aici, mă frâng, dați artilerie aici. Aha, mi-a trimis nenorocitul aici. Bă, nu mă chinui. Aici aveți grijă. I-am luat șenila. Și acum nu se mai poate mișca și te-ai dus, Paul, că să moară geat. Like you, thank you so much, my friend. Am reușit să trec? Am reușit, mă, friend. Okay. Gata! Target destroyed! Target destroyed! Încerc el să treacă, bă băiatul! Bă, băiatul, tu vezi de treburile tale. Vedeți-vă de treaba voastră, că eu sunt pus pe fapte mari aici. Aha. Uite, foarte tare. Bă, Sharpness, Black Level, de Deep Color, nu știu cum să... Dar las că vedem, vorbim noi. Aici îmi trebuie suport. Ați luat pe ăla, bravo! Foc! Dă-te înapoi! Mamă, e plin aici! Nu mă frânt! L-ai omorât? Nu! M-a luat. I-am zăpăcit acolo, le-am dat și un pom. Sunt cărcați pe ei. Așa. Nu, eram pe live-ul meu. Aici. Of, doamne. Ar trebui să mă duc cu iapan. N-am răbdare să mă duc cu iapan. Maestre, ai grijă că ne dai de un infart. Doamne Dumnezeu, distractiv aici. Avea V-ul pe el, jegul. Prea târziu. N-am văzut că avea V-ul, dar l-am rupt ăla. L-am rupt pentru tine, domnul Dracea. Și pentru băiatul din Ucraina. Oh, exact acolo mă duc. Pentru băiatul din Ucraina. Spooky, stai așa, Spooky. Mamă, fraților, ce aici mâncat v-aș gura voastră.
Două bucăți. Doar una. Doar una. Și un assist. Ha, și am fugit. Ia. La cam durut. Te-a durut, sănăvă. Bun, bun avionul, suportul ăsta. Haide, Spooky, dă-ne-i Spooky, nu-i lăsa. Vede dracea tot ăsta, mă? Ce, nu-i nebun. Este anti-Russia. Un flac, l-ai ciurit. Un flac, mă mea, dat-o. Da. Super avionul ăsta. Deci am jucat cu ăsta, Doamne Dumnezeule, bă, și faci 3 bombe. Doamne, Doamne, câte kill-uri faci cu el. Dacă avea și mitraliere la 6-3, era prea mult. I-a băgat mitraliere. Asta e următorul pe listă. Ți-l recomand cu mare drag, crede-mă. Foarte bun, foarte bun ca avion. Da, ce-i mai ales cu zeșive? Bă, te înțeleg, ai dreptate. Gata, l-am oprit. E bine. Am schimbat și textura la pistă, vedeți? E ca o... E o parcelă arată, nu arată, discuită, nu? Rășită. Foarte bun avionul. Foarte bun, manevrabil, bombe puternice, are bomber mode precis ăsta. E Marcu. Snipe-ul cum ar veni, drag cu seama, nu știu că nu vine acum. Bomber mode. Și decola foarte greu ăsta, de-aia nu jucă lumea cu el și i-a pus boosterul ăla, că în realitate a avut acest booster. Niște rachete de-astea. Vedeți? E pârlit, săracu, e... Abia decolează. Eu încerc să mă bucur de bomba de 500 de la PO. Bă, nu-mi place PO-ul pentru că e greu și nu mai am răbdare până să mă întorc nu știu ce. A dat cu discul pe pistă, exact, l-a prășit. Între două aterizări mai pui de o mână, exact, da. Și acum apăs B-ul, 100 și iau, ia uitați-l. Sau crucea lui Hitler, exact. Cum mai zic unii, da? Aia era. Oh, cât. Mie îmi place de mă înțeleg mai bine cu grasele. Să înțelegi mai bine cu grasele el, mă. Așa, pe cât, salut, Bursuc, pe cât credeți că se va vinde IDS-ul? Dragul meu, nu știu, eu sunt de pe PlayStation, nu pot să le vând, dar prietenii din chat te pot ajuta. Adălău. Eu sunt de părere că nu trebuie vândute, sau, pe puțin, ia uite, 30 maxim, ia uite cum au venit băieții. Lucru vândut nu se mai întoarce. Nu se vine niciodată casa părintească, știi, cam asta e. Bă, la ce clar se vede jos acolo. Mulțumesc, cu mare drag. Avem avion. Asta nu-mi place, că vine pe mine scârba. Ia uite. Ia uite. Am scăpat. Cine mă poate ajuta și pe mine? Lasă că mă ajut eu singur. Lasă că mă ajut eu singur. Nu-i prost. Că n-am ce să-i fac. A fugit prostul. Bun jucător. Bravo lui. Hăci, nimic nu e mai valoros decât munca depusă. Și acum cu ce credeți că voi intra eu? Să nu vă... Ia să ne jucăm un pic și cu un avion. O, Flaviu, salut, salut și la mulți ani pentru ziua de... Ia uitați-vă schimb frumos eu. Ăsta e schimb luat pe Warbones, să-l puteți deschide la cutiile.
Eu, având foarte multe avioane, orice deschid, îl pot folosi acest skill. Ha! Nici nu l-am activat. Nu fac eventul de genul. Uite-l. Mă crezi gura lui și nu mă vede acum. Eu i-am dat hit. Eu i-am dat hit. Dar de ce să cer încolo? Înseamnă că e pălit. E prăjit. Înseamnă că e prăjit. Hai să luăm altitudine, că eu nu pot să mai duc. Își pierde altitudinea. Dacă nu întorc. M-a luat, mă. Fuge că nu mai are gloanțe. Viteză am, nu prea mai am. L-am ținut. Nu l-am ținut. Mă ia, mă. M-a luat. Am greșit-o eu. Am greșit-o rău. Ai, ai, ai. M-am dus în stal, ca prostul. Am pierdut viteză. M-am dus în stal ca prostul, dar ia să vedem dacă face față contra coelierul meu. Îl aud. Oh, mai bine, că nu-i prost. Te aștept, Stanova. Sunt ce la aeroport și aș fi făcut la fel. Și eu am luat tot și nu sunt mândru de decizia făcută. Avantajul prin viteză nu dogfight. La avionul n-a dat. Eu am greșit-o. Eu am greșit-o, recunosc. Eu trebuia să mai mă duc să urc, să urc ușor, să-l fentez. Meseriaș bun, bun băiatul. Experiență, nu știu cum îl cheam. Uite pe ăsta cu 6 kg, adevărat. Player card. Are 4. Nu poți să zici că e mamă, wow. Nu poți să zici că e pilot. Dragilor, încă o dată vă mulțumesc. O seară minunată, bineînțeles. Pentru cei care nu știu, încarc și shorts-uri și m-aș ajuta foarte mult dacă mi-ați dat și mie un like la shorts-urile alea. Mulțumesc membrilor care sunt pe acest canal, mulțumesc abonaților și vizitatorilor care sunt pe acest canal și ca de fiecare dată, nu uitați, pocăiți-vă și jucați Your Thunder. La ora 21 vă aștept pe, la Squadron Battles, acum îți facem aurele loc. Uite, deja au intrat, a mai intrat un băiat, hai că-l dau pe băiatul ăsta afară și intră acum, da? Așa, ia vezi acum. Deci văd și eu live-ul la SB, seară faină și pocăiți-vă. Nu pot promite, dar vedem. Hai să vedem dacă intră ore și după aia închidem. Gata, a intrat. Bravo, Aurele, bine ai venit. Gata, a intrat Aurel. V-am pupat, să fiți sănătoși, pocăiți-vă, facem un Discord live, Alina. V-am pupat. Noapte bună, noi ne ducem la SB să încercăm, spate ne strângem. V-am pupat. Pa, pa, pocăiți-vă și jucați o tandă.